Sunteți gata? Să începem? Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei și bună ziua, dragi concetățeni! Un subiect foarte... care arde și clocotește aici, în Parlamentul Republicii Moldova, ține de politica fiscală și legea bugetului pentru anul care urmează. Iată că Guvernul Republicii Moldova luni, în această săptămână, acum două zile, a aprobat politica fiscală pentru anul viitor și proiectul de legea bugetului. N-am să intru foarte mult în detaliu cu referire la perioada scurtă și întârzierele care sunt și volumul de lucru care, iată că trebuie trecut foarte repede și eficient pentru ca toți deputații să înțeleagă care este viziunea Guvernului pentru anul viitor. Dar, deja la această etapă, se vede că Guvernul nu înțelege realitatea zilei de astăzi. Republica Moldova trece printr-o situație extrem de dificilă din punct de vedere a crizei pandemice, crizei sociale și crizei economice. Și în loc Guvernul să vină să dea o mână de ajutor societății, populației, vine cu propuneri și idei care sunt bazate mai mult pe lobby, protejarea unor interese pe anumite domenii și chiar cu unele propuneri inexplicabile în contextul actual. Și câteva exemple. De astăzi dimineața am avut discuții cu agricultorii. Nu există nicio înțelegere a faptului de ce astăzi trebuie să crească taxa pe valoare adăugată de la 8 la 12 cu 4 puncte procentuale, care poate să ducă, nu că poate, dar cu siguranță va duce la creșterea prețurilor la produsele agricole de pe piața internă. De ce, dacă cetățenii noștri astăzi câștigă mai puțin bani, au mai puțin bani și abia de mai supraviețuiesc, mai trebuie să venim cu propuneri, acest guvern vine cu propuneri, care vor duce cu siguranță la creșterea prețului produselor agricole. De ce, dacă sunt necesare astfel de schimbări, nu se amână subiectul să fie discutat într-un cadru mai complex și cu o abordare mai complexă. Acum recent am încheiat o discuție cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale, care iată au venit cu nedumerire de ce guvernul plafonează taxele locale și astfel încalcă principiile constituționale de autonomie locală. Și primăriile care și așa astăzi se confruntă cu probleme foarte mari, din lipsa inclusiv a economiilor și a fizabilității economice, sunt astăzi plafonate și sunt astfel impuse să existe la limita existenței. Nemai vorbim de faptul că guvernul urmează să anuleze scutirea personală pentru soț sau soție, că guvernul urmează să impoziteze dobânzile la plasamentele persoanelor fizice care sunt puse în bănci, ceea ce nu a mai fost, iarăși nu se înțelege de ce guvernul urmează să scutească de impozit sau să reducă impozitarea pentru unele companii sau unele industrii, cum e cea de telecomunicații, unde există o scădere a taxei de lux. Deci foarte multe lucruri inexplicabile prin abordarea pe care o are guvernul astăzi. Nimai vorbind și de aceea că deja am văzut lucruri foarte stranii ce țin de protejarea unor interese. Și aici ne referim și la elementele de tutungerie, deoarece iarăși se lobează interese pentru un producător și pentru tot ce înseamnă traficul de țigări și poate și contrabanda de țigări și multe altele care ridică foarte multe semne de întrebare. Am vorbit pe parcursul timpului despre faptul că acest guvern, pe care îl credeam că are elemente profesionale, trebuie să meargă în demisie deoarece a dezamăgit prin prestanță și acest guvern al lui Dodon, așa cum pleacă Dodon, trebuie să plece și ei în demisie. Fiindcă ceea ce a propus guvernul și cu ceea ce a venit în Parlament este
antisocial, este antinațional și este împotriva intereselor societății și a cetățenilor Republicii Moldova. Și aici mă refer la politica fiscală și la legea bugetului. Fracțiunea Pro-Moldova, pe care am onoarea să o reprezint, mâine în Parlamentul Republicii Moldova va mai pune mai multe întrebări la care încă n-am primit răspunsuri. Și mâine va lua decizia de comportament și decizia de a vota, de a susține sau de a nu susține aceste proiecte de legi aici mâine în plenul Parlamentului. Dar deja de astăzi, luând în considerare și discuțiile cu agricultorii pe care le-am avut dimineață și cu reprezentanții autorităților locale, mă refer la Congresul Autorităților Locale, și multe alte descoperiri nefericite pe care le-am identificat în aceste două legi, ne duce la gândul că nu o să fie susținut acest proiect de lege. Dar mai multe vom vorbi mâine în ședința plenului. Vă mulțumesc foarte mult, succese și o zi bună în continuare!